Focar de COVID-19 la penitenciarul din Târgu Jiu. Încă 14 deținuți au fost depistați pozitiv la noul coronavirus în ultimele 48 de ore. Persoanele infectate sunt asimptomatice și au fost transferate la un spital din capitală pentru a beneficia de îngrijiri medicale. În total, 28 de deținuți ai penitenciarului din Târgu Jiu au fost testați pozitiv cu SARS-CoV-2 în ultima săptămână. 14 deținuți de la penitenciarul din Târgu Jiu au fost depistați în ultimele 48 de ore cu coronavirus. Din primele informații, persoanele sunt asimptomatice și au fost transferate la un spital din capitală. De menționat este faptul că în ultima săptămână 28 de persoane încarcerate la penitenciarul din Târgu Jiu au fost depistate cu COVID-19. Este alertă la penitenciarul din Târgu Jiu, iar focarul de coronavirus pare că este departe de a se stinge. Încă 14 deținuți au fost depistați ca fiind infectați cu SARS-CoV-2 în unitatea de detenție. Aceștia au fost transferați la penitenciarul Spital București-Jilava. Reprezentanții penitenciarului au anunțat că vor continua testările. Administrația locului de detenție continuă implementarea măsurilor de intervenție specifice și a recomandat Direcției de Sănătate Publică Gorj, monitorizarea medicală a tuturor persoanelor private de libertate, intensificarea triajului epidemiologic al cadrelor, dezinfectarea spațiilor. Misiunile specifice locului de deținere se desfășoară fără disfuncționalități, iar conduita de prevenție se menține, au transmis reprezentanții penitenciarului. În total, 28 de deținuți au fost depistați cu noul coronavirus în ultimele 7 zile. Aceștia au fost transferați în capitală la Spitalul Penitenciar Jilava pentru a primi îngrijiri medicale.